Pilda Mântuitorului vorbește despre modul în care recepționăm sămânța cuvântului lui Dumnezeu. Vorbește despre atitudinea noastră față de Evanghelie. Vorbește despre ceea ce se întâmplă cu noi în urma auzirii Evangheliei. Nu se putea mai clară o explicație a acestei pilde ca aceea care a dat-o Mântuitorul. De fapt, ucenicii au fost derutați de faptul că Mântuitorul a spus o asemenea pildă, pentru că l-au întrebat, de ce le vorbești în pilde? Dacă vrei să te înțeleagă oamenii aceștia, de ce nu le spui pe șleau? De ce le spui pilda asta? Și Mântuitorul, dacă ați observat, începând de la versetul 10, folosește foarte multe cuvinte aici ca să se explice de ce vorbește în pilde. Și explicația Mântuitorului este foarte simplu. Este foarte simplă. Oamenii aceștia, măcar că văd, nu văd. Măcar că aud, nu aud. Se fac înțeleg, dar ei nu înțeleg. Pentru că li s-a împietrit inima. Inima acestui popor s-a împietrit. Au ajuns tari de urechi și au închis ochii, ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu și să fie vindecați. Oamenii aceștia au făcut așa multă religie, spune Mântuitorul, încât au devenit imuni la ea. Nu era vorba de un popor păgân aici, care, mă rog, auzea Evanghelia și nu înțelegea. Era vorba de Israel, era vorba de oamenii care mergeau la sinagogă în fiecare sâmbătă. Era vorba de pocăiți, dacă vreți, foarte obișnuiți cu Evanghelia. Aveau Biblia în casă, fiecare. Și Mântuitorul spune, în procesul ăsta a exercerii religiei lor, și-au împietrit inimile. Le spun în pilde pentru că vouă, spunea Mântuitorul, vi s-a dat să auziți aceste lucruri, pentru că voi sunteți cei care le înțelegeți. Voi sunteți aceia care sunteți receptivi și vă veți lăsa schimbați de cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi sublinează faptul că toți oamenii mari lui Dumnezeu din istorie, prorocii, au râvnit să trăiască zilele acelea. Și le spune cu alte cuvinte ucenicilor, vremea în care voi trăiți este o vreme absolut glorioasă. Marii profeți a Vechiului Testament ar fi vrut să trăiască acum, să audă ce auziți voi. Domnul dă explicația aceasta a pildei sămănătorului și eu întotdeauna am fost intrigat de ce oare imediat după pilda asta mai spune încă una, tot legată de sămânță, de data asta pilda neghinei. Toți avem impresia asta că, mă rog, pământul ăsta bun, al patrulea, nu? Ăsta va da un lan din ăla de grâu pur 100%, aur curat. Și Domnul spune, nu o să fie chiar așa, pentru că veți avea surprize că printre voi va veni diavolul în timp ce voi dormiți, în timp ce nu vegheați, și o să semene altă sămânță printre voi. Interesant că în limba greacă sămânța aceea, noi când vorbim de neghină, deja ne gândim la planta aceea cu flori albastre, face niște boabe negre, știm foarte bine despre ce este vorba, dar cuvântul aici este foarte diferit. Zâzania. Zâzania este cuvântul care descrie o plantă foarte, foarte asemănătoare cu grâu. Până când nu crește mare, până nu se coace, zâzania seamănă perfect cu grâul. Cât e verde grâul și zâzania este la fel. Nu știi ce e zâzania, ce este grâu. Interesant că în limba noastră românească a rămas din greacă, din timpurile când probabil România a fost ocupată sute de ani, după câte știu eu, de greci, de fanarioți, ne-a rămas în limbă zâzanie, știți bine ce înseamnă, nu? Prilej de ceardă, nu? De gâlșeavă, cum zic frații noștri mai din nord, nu? Pricină de gâlceavă. Bine, această pricină de gâlceavă, de neînțelegere care există între oameni, între credincioși,
Zice Domnul Iisus că diavolul este acela care seamănă ceva care n-ar trebui să existe în lanul lui Dumnezeu, nu-i așa? Și oamenii de atunci s-au dus la stăpân și au zis: Doamne, dar n-ai semănat tu sămânță bună în țarina ta? De unde a apărut zâzania asta? Și explicația este simplă. Un vrăjmaș a făcut lucrul acesta și robii au zis: vrei dar să mergem să o smulgem? Nu. Ca nu cumva să smulgând neghina, să smulgeți și grâul împreună cu ea. Lăsați-le să crească amândouă împreună până la săceriș. Știți că zâzania este semănătura diavolului în mijlocul grâului Domnului? După masă vom aprofunda probabil mai mult subiectul acesta, pentru că în Efeseni, capitolul 4, spune Apostolul Pavel că Dumnezeu a lăsat și a dat bisericii sale, a înzestrat biserica lui cu oameni, apostoli, proroci, evangheliști, păstori, învățători, pentru desăvârșirea sfinților, pentru zidirea trupului lui Hristos, pentru creșterea acestui lan de grâu. Ca să nu mai fim copiii la minte, spune apostolul, și să fim purtați de orice vânt de învățătură, așa, prin viclenia oamenilor, prin șiretenia lor și prin mijloacele de amăgire. Wow! Deci în aceeași biserică în care Hristos dă apostoli, proroci, evangheliști, păstori, învățători și așa mai departe, are și diavolul oamenii vicleni și reți, care au mijloace tehnică de amăgire bine pusă la punct. Și atunci, oamenii care se lasă crescuți spiritual de hrana pe care o dă Dumnezeu prin oamenii trimiși de El, cresc și dau rezultate, dau roade, 30, 60, 100, nu? Dar sunt oameni care se lasă amăgiți, așa, și duși de viclenie și de șiretenia celor răi, și ăștia dezvoltă neghina care există în trupul lui Hristos, în lanul lui Hristos. Mă rog, de aici se nasc o serie de probleme teologice, ce facem cu neghina, cine o scoate, îi excludem sau nu excludem din biserică, unii zic să nu să lăsăm până vine Domnul. Pe partea cealaltă, suntem învățați să facem disciplină bisericească, nu? Și să alungăm dintre noi neghina care întinează trupul lui Hristos. Mă rog, nu vreau să intru în detalii aici, dar este foarte interesant că imediat după pilda semănătorului, Domnul spune pilda neghinei. Ar vrea să medităm la aceste lucruri și să înțelegem că este vremea să ne maturizăm, este vremea să creștem în cunoașterea lui Dumnezeu, este vremea să dăm roade. Pentru că nu mai putem fi purtați încoace și încolo, într-o permanentă copilărie spirituală, ca niște prunci duși de tot felul de învățători, ci trebuie să creștem și să devenim oameni maturi de care se poate folosi Hristos. Haideți să încheiem serviciul mai repede în această dimineață, urmând să trecem pe la masa din hol, unde putem cumpăra prăjituri și să-i ajutăm